Un accident grav s-a petrecut ieri seară pe DN56A pe raza comunei Hinova. Doi minori cu vârsta de 3 și respectiv 9 ani au fost transportați de urgență la spital. Traficul a fost complet dat peste cap mai bine de jumătate de oră. Unul dintre autoturisme a fost răsturnat, însă șoferul acestuia nu a fost rănit. Într-unul din autoturismele implicate în accident se aflau doi minori, unul de 3 ani, iar celălalt de 9 ani. Cei doi copii au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență din Drobeta Turnu Severin pentru mai multe îngrijiri medicale. Conducătorul auto, aparent de afară, a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ. Nu am fost solicitat să intervenim la accidentul ieri în care au fost implicate două autoturisme, în care au rezultat două victime, doi minori, care au fost luați de echipajul stat și transportat la spital. Misiune dificilă, văd că mașina este răsturnată. Mașina este răsturnată, nu a fost nevoie să intervenim să descarcerăm pe cineva, persoanele au fost scoase de către trecători la stațiunea noastră la fața locului. Am intervenit pentru a asigura măsuri pe SI și predarea celor doi copii către echipajul SAS. Polițiștii fac cercetări în vederea stabilirii cu exactitate a cauzelor și condițiilor producerii accidentului rutier. Cel mai probabil unul dintre șoferi s-a angajat într-o depășire fără a se asigura, iar impactul a fost inevitabil.